La un pas de tragedie, asta s-a întâmplat în seara de Crăciun, după ce o tânără în vârstă de 19 ani a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un tir care mergea regulamentar. O șoferiță începătoare în vârstă de 19 ani a pierdut controlul volanului, iar autoturismul său a intrat pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un autotren condus de un cetățean turc. În urma impactului, trei persoane, tânăra de 19 ani și părinții acesteia, au fost rănite, rămânând încarcerate. Ulterior, victimele au fost transportate la spitalul din Drobeta Turnu Severin cu leziuni multiple. Trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Orșova au intervenit cu două autospeciale și o ambulanță SMURD. De asemenea, la accident au intervenit două ambulanțe din cadrul SAJ Mehedinți.